doamnelor și domnilor, sărbătorim astăzi o zi deosebită, cu dubla semnificație, plină de încărcătură emoțională și spirituală, deoarece comemorăm și omagiem eroii neamului românesc și sărbătorim înălțarea de-a dreapta Tatălui a Domnului nostru Iisus Hristos. Eroii poporului nostru cu nume cunoscute, dar mai ales cu nume necunoscute, unii știuți de Dumnezeu, sunt acele personalități care au demonstrat chiar prin sacrificiul suprem că pun interesele comunității sau al nației mai presus de interesele proprii. Astăzi suntem datori și onorați să-i omagiem pe cei care s-au dovedit a fi cei mai bravi apărători ai neamului românesc și al interesului național, actele lor de eroism fiind consemnate nu numai în istoria noastră, ci devenind repere și în cea universală. Istoria noastră, destul de sinuoasă, este așezată pe multe sacrificii de vieți și scrisă de oameni care au știut cum să servească interesul național. Sunt oameni care au fost animați de sentimente și principii pe care astăzi le vedem târâte în derizoriu. Ideea de demnitate, de jertfă pentru comunitate, aceea de interes național, sunt idei care i-au însuflețit pe acești oameni. Tăria de caracter, demnitatea, hotărârea și dragostea cu care au slujit cauza românească ne obligă să păstrăm și să permanentizăm valorile patrimoniului național pe care ei l-au făurit cu trudă și sânge. N-aș vrea să uităm de cei mai apropiați zilelor noastre, al căror sacrificiu din decembrie 1989 ne-a redat libertatea de care ne bucurăm astăzi și de statutul de stat european. Ziua omagierii eroilor naționali este ziua în care noi, cei în viață, ar trebui să ne măsurăm credința, conștiința și dragostea de țară, capacitatea noastră de slujire a interesului național și a interesului public, nu doar prin vorbe, ci împlinite prin fapte. Uitându-ne la faptele lor, ne simțim mândri că suntem români, că aparținem unei națiuni care s-a jertfit și care nu a renunțat în a-și cere dreptul la libertate și dreptul la propria existență. O existență demnă, bazată pe valorile perene și mântuitoare ale credinței creștin-ortodoxe, o existență în care noi astăzi, așa cum au făcut-o eroii neamului în trecut, trebuie să o punem în slujba interesului național și a valorilor adevărate și mântuitoare a neamului românesc. Hristos a înălțat, vă mulțumesc frumos! Stimat și onorat auditoriu, în semn de respect pentru cei căzuți la datorie, evidențind eroismul precum și jertfa patriotică a eroilor din toate timpurile, astăzi arătăm lumii că urmacii lor nu i-au uitat, iar ei nu au murit în zadar. Ei au fost patrioți adevărați, patrioți prin voință, inteligență, prin calitățile lor de lideri în spiritul adevărat al neamului românesc. Astăzi, supraviețuitorii războaielor se pot număra pe degete de unei mâini. Ei vorbesc, povestesc și plâng, retrăind scenele cumplite la care au participat. S-au regăsit mereu în locul fermiți ale încreștărilor pe viață și pe moarte, în momentele grele ale istoriei, unde curajul și patriotismul au cântărit mai greu decât orice. Au căzut demn la datorie pentru neam și țară. Suntem bucuroși că ne aflăm în pace și liniște, sub unduirea drapelului național, dar tăcut trăim faptele, iar lacrimile care curg la unii involuntar nu pot fi ascunse. Totdeauna ne gândim la familie și la toți cei dragi care au trecut în eternitate, fără să vadă măcar o clipă împlinire din patria lor așa cum și-au dorit. Trebuie să fim alături de copii pentru trecutul vestit și viitorul meritat înglobând istoria neamului. Astăzi, de ziua eroilor, primiți prețuirea și recunoștința veșnică și ne închinăm în fața sufletelor voastre, păstrându-le mereu o amintire vie. Dumnezeu să-i odihnească în pace! Pe muntele Soriga din Carpații de Curbură, nu plânge, Maică Românie! Nu plânge, Maică Românie, cam să mor neîmpărtășit! Un glos pornit spre pieptul tău, cu pieptul meu eu l-am oprit! Nu plânge, Maică Românie, e rândul nostru să luptăm și din pământul ce ne arde, nicio fărâmă să nu dăm. Nu plânge, Maică Românie, pentru dreptate noi pierim, copiii noștri
trec peste veacuri, onoare ne vor da, o știm. Nu plânge, Maică Românie, adună tot ce e bun sub soare, ne cheamă și pe noi la praznic, când România va fi mare. Aplauze! Mulțumim foarte mult! Amin! Cu duhurile dreptilor celor ce s-au săvârșit, odihnește, Mântuitorule, sufletele adormiților robilor tăi, păzindu-i pe dânsi într-o viața cea fericită, care este de la tine, Iubitorule de oameni. Într-o odihna ta, Doamne, unde toți sfinții tăi se odihnesc, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi, că tu singur ești fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, tu ești Dumnezeu care te-ai pogorât în iad și ai dezlegat durerile celor ferecați. Însuși și sufletele adormiților robilor tăi, odihnește-le și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru apărarea țării și a dreptei credințe și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeul nostru să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor. De la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne rugăm. Și orice greșeală au săvârșit ei cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, celor ce s-au pomenit acum, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după sfântă învierea Ta cea de a treia zi cu harul Tău le-ai dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de dânsii pe pământ s-au legat și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de dânsii pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa ta iubire de oameni ne-ai învrednicit și pe noi, smeriții și nevrednicii slujitorii tăi, să fim moștenitori ai aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul tău. Însuți prea bunule împărate, prin mine smeritul și nevrednicul slujitorul tău, iartă adormiților robilor tăi, eroi, ostași și luptători români, căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre, în deportări și în închisori.
Iartă-le, Doamne, orice au greșit ca oameni în această viață, Dumnezeu să ierte. Veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lor pomenire. Cine tolor, Doamne, veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lor pomenire. Garnizoana Măciria. Asociația Veteranilor de Război, Meccidia. Bravo! Te treci tu prin spate! Cultul eroilor, cercul școlar, cultul eroilor, de la școala Constantin Brâncuș. Asociația Revoluționarilor, decembrie 89, Meccidia. Thank you.
Asociația Revoluționarilor Tomis 22, Constanța, filiala Mercedia. Asociația Revoluționarilor Tomis 22 Constanța, filiala Mercedia, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere Tomis Constanța, filiala Mercedia, Asociația Revoluționarilor Decembrie 89 Mercedia, Asociația Veteranilor de Război Mercedia, Consiliul Local și Primăria Municipiului Mercedia. Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere Roland, General Roland Pârlogeanu. Poliția Locală a Municipiului Mercedia. Poliția Municipiului Mercedia. Jandarmeria Municipiului Mercedia.
Nici sanitar, Crucea Roșie. Național Liberal. Social Democrat. Partidul Conservator. Democrată a tătarilor turco-musulmani din România, filiala Mercidia. Televiziunea Alfa Media.
Ziua Eroilor, micii sanitari de la grădinița Lucian Grigorescu, la invitația filialei Crucii Roșii Medgidia, am dorit să aducem un omagiu eroilor noștri, celor ce și-au dat viața pentru libertatea noastră. Întotdeauna, la 40 de zile după Sfânta Sărbătoare a Paștelui, sărbătorim Înălțarea Domnului și probabil că nu întâmplător această zi coincide și cu Sărbătoarea Eroilor Neamului. Am vrut să fim astăzi alături împreună cu micii sanitari pentru că ei, de fapt, deschid porțile spre o conduită pe care noi vrem să o dezvoltăm de la vârste fragede. S-am venit ca să depunem floi la cei care mi-au părăsit țara. Am depus flori. Știi cumva pentru cine ați depus flori? Pentru Ziua Eroilor. Știi câte ceva despre acești eroi? De ce sunt ei numiți eroi? Pentru că ne-au salvat țara. Sărbătoarea istorică a Zilei Eroilor înseamnă a respecta tot cei care au căzut pentru patrie, la datorie. Înseamnă o recunoștință veșnică din partea celor care trăim astăzi. Cultul eroilor pentru noi înseamnă o moștenire lăsată de cei dinaintea noastră, pe care s-o cultivăm tineretului atât din școli, din grădinițe, pentru a duce mai departe. A slăvi și a pomeni eroii martirii neamului este cea mai mare realizare și cea mai mare bucurie în sufletele noastre. Când avem și o mare sărbătoare, Înălțarea la Domnul, la Domnul nostru Iisus Hristos, bineînțeles că oficiem și pomenim eroii neamului nostru. Primăria cam fiecare an se implică în această oficiere, alături de armată și de toate instituțiile din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Considerăm că s-au realizat în bune condiții, nu ne-a plăcut, mai ales că am avut de data asta și copii alături de noi. Însemnătatea acestei zile, nu numai pentru mine, pentru întregul popor român, sunt de-a lungul anilor în istorie, în războaiele care le-a dus pentru eliberarea pământului strămoșesc, toți oamenii, militarii, oameni cu funcții de conducere care au căzut pe câmpurile de luptă și trebuie să-i omagiem și să facem un pios omagiu de ziua Înălțării Domnului, se potrivește odată cu Ziua Înălțării Domnului Iisus Hristos către cer. Pornind de la ceea ce spune Nicolae Iorga, neamul este etern prin cultul eroilor, iată că ne bucurăm de această împlinire de a ne sărbători eroii, o zi marcată în 1995 prin legea 48, iată că după Revoluția din 1989, noi românii ne putem bucura și putem spune cu inima deschisă că am obținut o victorie, pentru că îi sărbătorim, îi omagiem pe cei care au luptat pentru apărarea Angliei, au luptat pentru ființa națională și mai ales au luptat pentru credință. Eroi sunt, eroi au fost, eroi vor fi în neamul românesc. Este important ca noi românii să nu-i uităm pe cei care și-au jertfit viața pentru identitatea noastră. Este important ca noi să învățăm pe copiii noștri, pe urmașii noștri, să recite din suflet versurile pe care mulți le-am uitat, pe care mulți dintre cei tineri nu le știu. Eroi au fost, eroi sunt încă și-or fi în neamul românesc. Căci rupți sunt din acoapsei stâncă, eroi ce-au fost, se nasc și cresc.